Din cele 82 de comune care compun județul Buzău, doar 23 sunt înregistrate pe platforma ghiseul.ro. Cei care au reușit acest lucru susțin că formalitățile au durat aproximativ un an, dar având în vedere că au existat cerințe din partea localnicilor, sistemul a trebuit să fie implementat. La ora actuală avem un ghiseul.ro din luna septembrie. Am înregistrat și plăți prin el. Procedura de implementare a durat aproape un an de zile. Se necesită foarte multe documente, de exemplu hotărârea Consiliului Local, deschideri de conturi în bănci și trezorerie, respectarea termenilor și preluarea datelor și introducerea în sistem. Aveți localnici care au început să plătească online din momentul în care acest sistem a fost implementat? Da, mulți sunt din afară care muncesc în afara țării, chiar și din alte județe, care plătesc prin acest ghiseu.ro către Primăria Merei. Tinerii sau adulții se pot familiariza destul de repede cu sistemul online, în schimb, pentru vârstnici, se poate transforma într-o procedură destul de complicată. Nu de puține ori, atunci când au avut nevoie de o plată prin intermediul platformelor online, persoanele în vârstă au apelat la nepoți sau copii. Să vă întreb în primul rând dacă vă ajută acest sistem. Da, ne-ar ajuta foarte mult. Acum, reduci timpul de a pierde să vii pe drum, așa, plătim online și am scăpat cu mult mai repede. Până acum cum ați plătit? Până acum am plătit la ghișeu. De acum încolo sperăm să fie cât mai multe, să le plătim online, că ne ajută foarte mult. Oamenii în vârstă e mai greu, pentru că noi până ne învățăm, dar pe oamenii în vârstă. Oamenii în vârstă tot la ghișeu să le. Mărăcineni este o comună din Buzău care nu are un sistem de acest gen. Unul dintre motivele pentru care ghișeul clasic este preferat unuia electronic ține tocmai de faptul că mulți dintre locuitori sunt în vârstă și nu s-ar descurca. Momentan nu avem un sistem de plată online din cauza faptului că nu am avut solicitări, poate și din cauza faptului că în comună sunt foarte multe persoane mai în vârstă care folosesc mai greu sistemul de internet. Și deocamdată n-am avut solicitări. Pe viitor, dacă vom avea solicitări, probabil că vom implementa și noi acest proces, pentru că unora poate că le este mai ușor să plătească online, dar v-am spus, deocamdată nu. Probabil că sunt și foarte mulți vârstnici care nu s-ar descurca. Da, sunt foarte mulți vârstnici. La un moment dat am avut un ATM la sediul primăriei Mărăcineni și, sincer, chiar foarte multe persoane în vârstă veneau și ne solicitau să-i ajutăm să scoate chiar și banii de pe card. Ghișeul electronic le-ar ușura viața celor care se descurcă cu tranzacțiile online, dar nu poate fi folosit de către toată lumea. V-ați dori un sistem online? Ar fi mai ușor? Nu știu dacă ar fi mai ușor. Din ce motiv? Mai bine vin, plătesc banii cash. E greu de folosit un astfel de sistem? Da, să știți că este. Ați încercat? Nu toată lumea se descurcă. Ar fi să existe și posibilitatea digitalizării. Pentru mine unul ar fi ideal. Dar pentru cei mai în vârstă, care sunt puțin atehnici sau asta, e foarte greu, credeți-mă, că sunt destule sisteme care nouă, care trăim în era digitală, ne e greu cumva să trecem pas cu pas. Potrivit reprezentanților Asociației pentru Digitalizarea României, în acest an ghiseul.ro a procesat 2,5 milioane de tranzacții în valoare de peste 950 de milioane de lei.